Ce vedeți pe mine este prima cămașă Hawaii. Prima mea cămașă Hawaii, nu prima cămașă Hawaii din istorie. Am zis că vinerea vă spun povestea hainelor mele. Nu le-au pe toate, ci le-au pe rând. Asta este achiziționată în 2011 și nu de mine. Și din America. Este originală, made in Hawaii. Mă rog, am posibil ca în Hawaii să facă în Chinatown, dar mă rog, e în Hawaii. E, am dat eu pe Facebook, la un moment dat, de unde pot să-mi iau și eu o cămașă Hawaii. Și o tipă pe care nu o văzusem în viața mea, o cheamă Victoria, a spus să-ți iau eu. Lucra atunci la Comisia Europeană și avea bani. Pe lângă faptul că avea bani, era și snoabă și încă mai e și are plăcerea spre de a face cadouri și cadouri pe care să le ții minte. Și îmi spune ea, îți iau eu. Și nu îi spun absolut nimic, îmi trebuie doar măsură, 2XL, 3XL, zic, poate vă ia cât mai mare, să mă încap. Și mă întâlnesc cu ea la Râșnov. Țin minte și acum a fost prima mea școală de vară la Râșnov. Atunci am descoperit și ideea școlii de vară, deci am descoperit-o împreună cu noțiunea de cămașa Hawaii. Și țin minte că avea două sacoșe imense, ea tocmai terminase stagiul la Comisia Europeană, deci alea erau toate bagajele ei plecase. Și țin minte că m-a pus să-i lecar. Iar eu am zis ți le car. Dar să-mi spui în care se află cămașa mea, ca să știu, să o car pe aia. După aia mi-a dat-o cu plic, cu tot, cum a primit-o, de ce nu o desfăcuse. Și am putut să văd site-ul și comandată în America, ea locuia în Luxemburg atunci, comandată în America și mi-a comandat ei ceva, nu știu exact ce. Și am văzut prețul. $72. Din ce țin eu minte. Acum mă gândeam, eu zic, bă, aș da vreodată banii ăștia pe vreo cămașă. Ulterior am dat mai mult pe cămașă. O să vină și rândul ei, e una comunică lungă, luată din România. Dar atunci mă gândeam, nu m-am gândit nicio secundă, bă, eu merit cămașa aia? Nu, eu mă gândeam, bă, merit, dar eu nu m-aș fi îndurat să dau atâta. Dar merit, bineînțeles. Au urmat și altele. Următoarele două sau trei, tot de Victoria luate, dar apoi am început să-mi iau și eu. Or, asta e Hawaii original, ce mi-am luat eu e Hawaii asiatic, cum e numit pe net. E copii, cămașe tip Hawaii colorată, cu flori, cu palmier, cu nu știu ce, dar nu e Hawaii original făcut în America. Acum, mă uit la cămașa asta și nu-mi imaginez cum asta are 5 ani. 2011, cam vara, până iulie, deci cam face 5 ani. Bă, o cămașă la care nu se vede care are 5 ani, deci e ca nou. Eu dacă mâine o vând și zic că e nouă, nu mă crede. Sună că e s-au tocat, mai ales acum că lungă să toacă aici în cot, să toacă aici la manșetă, mai ales dacă porc ceas și mai porc ceasuri. Asta este ca nou, după 5 ani. Cămașa mea Hawaii. Și dacă vreți să știți de ce mă îmbrac eu de colorat, să știți că din această... Mă rog, eu atunci mi-am propus cămașa Hawaii. Dar dacă n-avea nimeni chef și bani și disponibilitate să-mi cumpere, probabil că n-aș fi prins gustul. Ai fost o nebunie trecătoare, o... Victoria, dacă vezi clipul ăsta, să știi că tu ești divină. Când zic divină, zic la propriu. Ești divină, pentru că ești din Moldova. Eu v-am lăsat și mâine vă aștept cu un alt clip. O să vedeți voi despre ce. Salutări hawaiene!